Uite cum arată și o ambulanță în interior. Pentru cei care n-ați văzut încă, nici nu vă doresc să vedeți. Uite, cineva întins aici pe jos. Am avut COVID. Era cumva inevitabil. Să nu poți să te miști, să nu poți să fii liber, să duci să-ți cumperi ceva de la magazin. Adică nu credeam să mai trăiesc treaba asta. Mamă, frate, deci am numărat zilele ca la pușcărie. Frații mei, așadar, m-am săturat să stau în casă. Este prima zi după arestul la domiciliu numit izolare. Era să-mi iau o portieră. Numită izolare. Și am zis că mă urc pe bicicletă și mă duc direct în Herăstrău, că nu se mai poate. Vreau să fac mișcare, vreau să profit puțin de vremea asta bună. Sper să nu mă ia cineva. Nu știu dacă e bine ce am făcut eu aici. Am avut COVID. Era cumva inevitabil. Dar a fost o formă, mă rog, destul de ușoară. N-am ajuns la spital. N-am avut nevoie de mască, de oxigen și din asta. Doar că nu e plăcut deloc. Și singurul avantaj de care sunt convins este că bine că am făcut vaccinul, pentru că dacă nu, cred că ar fi fost mult mai rău. Adică mi-am pierdut gustul, mirosul, o senzație foarte ciudată și funny în același timp. Mă rog, nu e funny deloc, dar așa tratez eu lucrurile. Să nu simți absolut deloc gust și miros e jale. Nici nu știm de fapt cât de prețioase sunt și atunci când le avem, mi se pare că, așa, am gust și miros și am avut un pic de febră, am transpirat așa vreo 3-4 nopți, nu e plăcut deloc oricum, dar se simte diferit față de o răceală normală, adică mă simțeam mult mai slăbit și mult mai, așa, fără vlagă. Chestia care m-a terminat cel mai mult a fost că a trebuit să stau în casă 2 săptămâni. Și singurul gând care îmi venea în minte era cu acea comparație cu arestul de la domiciliu și nu mi se pare deloc fun să stai în casă, să nu poți să ieși, să nu poți să te miști și de asta acum profit și mi-am luat direct bicicleta și mă duc în parc. Să nu poți să te miști, să nu poți să fii liber, să duci să-ți cumperi ceva de la magazin, adică la un moment dat voiam ceva de băut, voiam un suc, ceva și nu puteam să mă duc până jos. Nu poți să chemi tot timpul câte un prieten să se ducă să-ți cumpere o sticlă de 0,33 de suc. N-ai cum, adică oricum am chemat cu doi prieteni care m-au ajutat cu medicamente, cu mâncare, mă rog, cu ce mai era nevoie. Dar nu poți să îi chem de fiecare când dai tu chef să-ți iei un suc. Așa, poate vă întrebați de ce mi-a venit ideea asta cu mersul pe bicicletă. Nu mi-a venit mie ideea, evident, altcineva înaintea mea a inventat-o, dar sunt în izolare, am zis că nu mai vreau să stau în casă, să mai fac absolut nimic și mi-am dat seama că asta coincide foarte tare cu ce îmi place mie să fac, cu treaba asta de mers pe bicicletă, de mers cu trotineta electrică și am lipsit atâta timp pentru că am avut de lucru, am lucrat în teatru destul de mult și nu mai reușeam să-mi adun energia ca să pot posta ceva aici. Avem o ambulanță în față, nu știu ce face, chiar la casa aici, la Becali. Ce s-a întâmplat, mă, frate? Uite cum arată și o ambulanță în interior. Pentru cei care n-ați văzut încă, nici nu vă doresc să vedeți. Uite, cineva întins aici pe jos. A fost stat aici la
Prima oară când văd eu porțile astea deschise. Evident că o să vorbesc și de actorie și de toată treaba asta, că până la urmă asta mă definește în primul rând. După cum v-am spus, am lipsit și pentru că am lucrat destul de mult anul ăsta, deși nu m-aș fi așteptat, având în vedere toată treaba asta cu teatrele închise, cu limită, cu așa mai departe. Dar am lucrat destul de mult, am făcut 3 spectacole. Un spectacol la Teatro Act, care se numește Rosto, în regia lui Alexandru Dabija. Cu Marcel Iureș și cu Dan Rădulescu. Un spectacol la Teatrul Național, de ale Carnavalului. Și încă un spectacol, Chirița, tot la Teatrul Național, în regia lui Gigi Căciuleanu, de ale Carnavalului este tot în regia lui Alexandru Dabija. Deci astea 3 proiecte mi-au ocupat timpul și cumva n-am mai fost prezent aici, dar mă bucur foarte mult că am luat parte la ele și că am lucrat acolo. Ia să vedem cum trec eu pe aici, fără să mă acosteze cineva. Hai că am avut noroc. Mai am un pic și ajung la Herăstrău. Ia uite, s-a făcut și verde. Bă, știam că trebuie să facă verde pentru mine. Poate mă ia cineva, ia să o iau eu mai ușor. Hai că am ajuns și în parc. Doamne, nu credeam să mai trăiesc treaba asta. Mamă, frate, deci am numărat zilele ca la pușcărie. Doamne, incredibil. Incredibil. Viață, oameni, culori, statui, biciclete. Doamne. Uite, ăsta face slalomuri. Uite ce nebunii face trenuleți. Așadar, așa urmează să arate lucrurile la mine pe canal. Nu știu exact cât va funcționa treaba asta. Depinde și de voi, evident, dar depinde în primul rând de programul meu, pentru că eu când încep niște repetiții, atunci ceva în creierul meu face un... Se întâmplă un click în creierul meu când încep repetițiile și parcă nu mai adun energie pentru asta. Dar voi face tot posibilul să mă țin. Hai, prind desișul ăsta. Pac, pac, dacă trec de asta, o să mă țin. Hai mă, că am trecut. Mi-am luat în vară un bilet să ies cu barca pe lac pe aici. Și după ce am stat la coadă și am luat biletul, a început ploaia. Și acum mai am acasă. Dar nu știu dacă o să mă creadă cineva și să mă lase să intru. Ia uite, mă. Să ne vedem cu bine data viitoare. Aveți grijă de voi și mă, frate. Ieșiți afară la aer. Uită-te puțin. Deci uită-te puțin.